Pot să fiu Peter Pan. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa a doua. Bun găsit! Vă amintiți de cei cinci prieteni? Pregătesc un eveniment de sfârșit de an în care să prezinte într-un spectacol tot ce au citit până acum în clasa a doua. Chiar dacă părinții vor urmări online spectacolul lor, sunt foarte entuziasmați. Scrie și tu pe caiet un enunț despre spectacolul cel mai grozav la care ți-ai dori să participi. Copiii au venit cu sugestii despre personajele pe care doreau să le interpreteze. Personajul pe care dorea să-l interpreteze Dora era din povestea lui Pinocchio, cea care îl transformă în final din păpușa de lemn în băiat. Ați ghicit despre cine este vorba? Corect, este vorba despre zâna albastră. Albert vrea să interpreteze personajul masculin din Heidi, fetița munților. Știți despre cine este vorba? Corect, Peter, prietenul de nădejde al lui Heidi. Discutați în grup despre asemănări și deosebiri. Dora ar fi potrivită să o interpreteze pe Zâna Albastră? Dar, Albert, ar fi potrivit să-l interpreteze pe Peter? Ce argumente aduceți în sprijinul răspunsului vostru? Cei doi copii se asemănă cu personajele alese? A venit și rândul -li Ilincăi. Îi place mult să citească povești, să le vizioneze la teatru, dar mai ales să le interpreteze i-a plăcut să-l joace pe Simba din povestea Regele Leu și pe Mugli din Cartea Junglei. La o sărbare a jucat chiar rolul lămpii din povestea lui Aladin. Este rândul fiecăruia dintre voi acum. Care este ultima poveste pe care ai citit-o? Te asemeni cu vreun personaj din cartea citită? Povestește dacă te asemeni cu personajul ales pe baza însușirilor fizice sau a trăsăturilor sufletești. Vom opri rularea acestui video pentru a scrie pe caiet răspunsul la întrebările de mai sus. Până să spună Ilinca ceva, colegii au oferit deja sugestii. Albert Ilinca are părul negru ca abanosul, ar putea să o interpreteze pe albă ca zăpada. Tina Ilinca are pielea măslinie, e subțirică și firavă, e potrivită să o interpreteze pe Lizuca, din Dumbrava minunată. Ilinca i-a ascultat cu atenție, apoi a spus Eu am terminat de citit Peter Pan despre băiețelul care refuza să crească. Pe el am să-l interpretez. Vreau să fiu Peter Pan. Copiii au răspuns pe rând. Dora. Ești fată, cum să fii Peter Pan? Andy. Hm, ce idee interesantă! Și mie mi-a plăcut Peter Pan și seamăn fizic cu el. Eu vreau să-l interpretez. Tina. Nu poți să fii Peter Pan, ai pielea măslinie. Faceți o pauză și discutați și voi în grupul clasei cum s-ar putea decide la nivelul clasei voastre cine va interpreta personajul lui Peter Pan. Învățătoarea a intervenit. Pentru că mulți copii din clasă vor să interpreteze rolul lui Peter Pan, iar noi la sărbare dorim să prezentăm cât mai multe personaje, săptămâna următoare vom organiza o audiție. Ilinca, Andi, pentru audiție aveți de învățat amândoi același text. Voi știți ce înseamnă cuvântul audiție? Verificați în dicționar înțelesul acestui cuvânt, apoi scrieți pe caiet. Ajuns acasă, Ilinca i-a povestit mamei cum copiii cred că ea nu poate fi Peter Pan, pentru că e fată, iar pielea ei este măzlinie. Mama a ținut-o în brațe și a spus – tu poți fi orice îți dorești, dacă vrei cu adevărat. Ilinga a stat, s-a gândit și a răspuns. Mamă, merg să mă învăț rolul. Mă poți ajuta cu costumul? Ilinca a interpretat minunat rolul lui Peter Pan la audiție. Sigură pe ea, entuziastă, la un moment dat a inspirat și toți au crezut că va zbura. Când a terminat de interpretat rolul, copiii au aplaudat puternic, până și Andi a spus, Ai fost grozavă! Discutați în grup ce a făcut-o pe Ilin ca să fie un Peter Pan grozav. Ce alte însușiri contează atunci când ne dorim cu adevărat ceva?